Așa am răfut, dragă, mă, nu m-am uitat de mult, de azi prima oară așa trebuie să-i fac. Mai iau lapte, bălile? Mai iau lapte? Ua! Ca nebun, nu le putem stărpi. De când vrem să le stărpim, nu le putem? Da, auzi, auzi ce iasă. Îs bune de lapte, bălile? Care îs bune, îs bune, oricum. Și-o face așa și bălă. Și e capră și e țap, lapte să dai. Orice oaie poate da lapte, să știe ce faină, și bălă, și albastră. Asta e semnul metalii, cu roșu și cu verde? Ah, stai așa. Mai schimbăm ceva ca eticheta la verșin. Semnul meu e tăietură în dreapta, în față, în ureche. La toate oile ai așa? Cam așa. Asta ți-am zis, mai facem cum fac ăștia la Timișoreana, la asta mai pun o etichetă nouă, odată e altă treabă. Odată îi schimb aspectul. Păi, bopțaia mai scumpă ca banii decât eu, ca oaia. Netale, de când crești oi? Și mai ales așa rasă, să zic. Da, bă, oi, de când m-am născut, am umblat la mniei de la 4 ani tot. Am bine dat așa. La mniei ai umblat aici pe munce? Nu, acasă în pășunea comunală la vașilor. Așa, așa. Aici am făcut bunic într-un an în tomnatic, la Vărărea, vis-a-vis. Șperlar, să zice. Umblam la mniei. Fain berbecuț ai. Frumos. E loc și de mai fain. De când lucri la rasa asta? De când se lucru? Dar nu lucru deloc la așa. Dar rasa așa. Se face ea. Nu se face, dar trebuie să fii atent, să faci selecție, să... Am venit în 2005, am venit din Spania, nu, de atunci le-am făcut. În 2004 m-am dus, în 2005 am venit și m-am dat pe oi. Am cumpărat 100 odată. Și atunci te tot ții așa? Ia imediat, ai 20 de ani. Da, bine. Păi numai vara n-am avut stână, din 2002 am stână, de 21 de ani și eu. Cu turma mea, cu stâna mea, nu mai depind așa de nimeni. Da, atunci tot am vrut să văd cum e în Spania. Tot am auzit că acolo scânii cu colași în codă. Zic, hai să mă duc și eu să văd. Am stat 7 luni. Tu la oi. Cum a fost acolo la oi? Cred că a fost cald. Am fost cald, de că nu am venit acasă. Am făcut bjică în cal aici, în lacul ăsta, la cămară. Am mai luat o mobilă, am și-a dreacă o drujbă. Oile n-am mai avut bani. Iarna n-am mai avut un leu din nicăria. Prânză nu-i de vândut o oaie, se face o ciorlă, un berbec, o combinație de unii, că numai cât l-ai cumpărat. O făcat în greu în anul ăla. Da, dar vezi, dar ți-a ajutat Dumnezeu. Nu, după așa m-am descurcat. Mai pui și pe iarnă, mai faci iarna, mă... De un necaz vinzi, un 50 și uși, te descurzi. Dacă nu un câine, ceva tot vinzi, o vacă. Dar așa de adâncă-i lacul ăsta aici. Ha? Așa de adâncă-i lacul. Nu. Nu, a fost... Și, doamne, și ori tomcior ceva. Acolo picat, s-a băgat. Și nu s-a mai ridicat. Părit-o bancar, cum da, și ori tomcior. Și acolo a căzut în lac, am scos comi. Era asigurat, am scos comi și... Au, fără nici așa. Scos comisia la fața locului. Ce să vie de aici, pufide? Netale, până când le mulci? Cât le mulci? Cât dau lapte, până ninge. Numai să dăie. Numai să dăie. Așa iarna, am le carmăla și fân. Iarna le carmăla, uite câte ori în spate, că trebuie să le împrăști, vine mai bine. În trioși nu-mi prea place, că dacă nu le rădiși sus, apoi să suie în ele.
am și triuși. Cum a fost vara asta pentru voi? A fost o vară bogată? Mai bună cum să știe, că iarbă din belșu câte de domn. Da să fie, hei! Mai bună, nu a fost așa iarbă de mult. Eu nu n-am prins. La păpădii am la 1 august înaintea târnii. Nu e nici asta. Netale, ai spus că alegi berbecii. Ha? Alegi berbecii. Da, e acolo în saș. Li pregăti terenul. Și le dai în covată? O, știu, vedea. Depinde. Îi aleg, nu, numai pe la 5 septembrie. Să fete, la 1 februarie, nu toată iarna să dorm între ele. Mai dorm și cu femeia, va rămâi iarna când s-a creat un pic. Așa e. Păi dacă nu trebuie să citate toată noaptea, tot... Nu, no, și nu mizez pe... Să dau nei de Paște. Am dat așa 9 iunie. A fost bine? Anul ăsta cum a fost? Am dat 31. A ieșit și 5 milioane. Am dat câțiva de țânul 5 milioane. Asta a ieșit cu 16 lei kilo. Nu am dat numai cu 16. Nu fură. Super bine. Și cu brânza cum stai cu piața de desfacere? Brânza nu prea ajunge, de asta ne chinuim și tot le tragem. Tot sună comenzi, mă. Ar trebui să-ți mulțești efectivul. Nu, no, dar nu-i personal. Nici nu mizez pe chestia asta. Aici, oile care sunt aici, sunt magnetalii. Nu, mamă. Am văzut câteva care se vede că 5 oi, cred că nu sunt magnetalii. 5 oi și 5 capre, dar sterpe. Caple, tot am ele, astea cu lapte, 5 sterpe. Am să vă dau o căprișoare, văcuță. O descurc. Mai am niște cârlan la fratele meu, am 60.000 acolo de ținut. Aici la fratele meu, între sterpe. Nu i-am adus că-i pe drobosca țăi. Dacă n-am un moșneag, să dai în strungă. Și își porumpe coarnele sau îi pot călca oile? La ce te referi? Nu, că nu te așa mai rămâne, prinde cățelul pe ei, mai nu. Drobesc pe aici toți. La 1 septembrie, când mare frate nu-i aduc, oricum. Nu mi-a lăsat cască eu. Frate nu la 1 septembrie se duce. Eu stai până în 3 noiembrie în munte. În 14 octombrie. Să nu stai, uite-te, mie tale, ce mâncare e aici. Și a liniște, dar atunci nu mai stăteam încă în 3 noiembrie, dar s-o țipa lupci ziua între ele, așa pă... Da, de un belit era târziu să mă duc acasă. O scos-o când nu omorât o aia, nu? Când a fost asta? E mult? Ha? E mult a fost asta? Nu știu, Sever, de câți ai? De 3 ai, 4? De 3, 4 ani. Și așa în ziua mare s-au aruncat lupcii? În ziua mare nu mâncam și câinii lângă mine, știi? Și lupul s-a țipat. Am luat un cățăluș mic de întors. Avem doi căței de întors mici. Unul l-a luat lupci, dar nu. O a scăpat, o prins o oaie. O a scăpat. Și a rândit în chestia pe una. Omnioară. Câți lupci au fost? Doi. Și aici am văzut lup alb. Omule. Ăla-i bătrân? Dar nu știu, omule, că întâi am crezut că e o câine, câine mi-a ratat, după aia am gândit că e o capră, caprele mi-a ratat. După aia am văzut că sar câine. La câți ani, zice că... Am văzut că sar câine. Nu. Iasă unul altul. Am făcut așa de pădungă, așa treacă, stai să mă duc cu oile să văd, dar ce, dar nu-mi luă vouă oile și la capră. Și când m-am dus, au așezat oile, m-am pus pe ceatră să mănânc. Dacă n-am pus seama, m-am auzit că bat câine. Când m-am văzut că sare lupul în izvor, eram aici acolo la șepe. Unii frate mea cu târă. Și-a sărit lupul alb. Și oaia mortă în izvor. Și după aia l-am mai văzut între soare aici de la vale, la frate meu, la Saivană. Așa mai de la vale, o vin cu un usure, era doi. Ăla alb era mai fricos, a dracului, ăla când a bătut câine fugit, ăla sure era mai curajos. Ăla sta la câine, ăla alb, lotă mă. Și-a mâns pe aneaș
Și am întrebat-o, mă, era că el, că da, vezi și pe el, că l-au râs oamenii când nu-i fuscă. Oi, lup alb. E de să vie, mă, ei. Și e păstă. Oto! Stai că mult l-am făcut azi. E din rânză de miel sau de țin? De miel. De miel, că ăsta i-am belit mare de 3 luni. Nu am mai avut. Ai pus după ochi, mietale? Ai după ochi, dar după pete, cred că înțeagă. Are niște semne pe lingură. Mi-a zis că nu stai să-ți fac căleșe. Acolo pe anul trecut, dar în hotar, la ghind, acolo nu. În hotar? Știi ce mi-a zis cineva? Adică multă lume zice că e mai multă lupărie pe hotar decât pe munte. Acolo n-am stricat o două ui, un el. Acolo la Livezu te-am avut ziua mare. L-am văzut și eu și Vasile. Anul trecut aici ai avut ceva probleme? Nu, anul trecut, da. Anul trecut am văzut lupul acolo de la deal de sai, dar nu mi-a stricat oaie dimineața când se le pornesc pe la 8. L-am văzut eu înaintea câinilor. Acum mai pe fază eu ca câini. Să nu bătă nici... Un noda. Un noda, să nu să murdărească. Că... A, o legai de spate? Coda? Așa, pe parte. Așa, într-o parte. Ca toamna, câte una care nu pot mă liber, bei și încă mai nu. Dar nu ca să... Becodești sau alea, nu te lasă. Durneau apar, apar le bătă. Și apoi acolo în Balta Brăilii le codeți. Mm. Când ai zis că făceau perdea de 300. Aia ține el mai mult. Perdeaua de 300? Mai mult ca ce perdea ați făcut? De 300. De 300. Puneai două păle de lemn așa și puneai 300 între ea. Și o legai cu... Să nu bată vântul, uite, că le bătea vântul, le dușea de îngropale, murea în canal. Să nu le... Îți vântul mor la Balta Brăilii. Vântul le omoară. Nu... La Balta Brăilii. Dacă dă de sus. Cât stăteați acolo? Acolo, dacă are apucă cu mâini, nu mai scapă de acolo. Acolo au vechime și 30 de ani, nu mai știe de familie. Ele, pe vara vine, nu? Hă? Vara vine. O, și stai, că am avut eu unul în spate. Eram Balta Brăilii, cum, pășea brână, da. Nu, mă, omule, nu. E pășunie bună acolo sau ce? E sălbăticie. Știu, e sălbăticie acolo, dar... Acolo scaia și aia de sălbatici, porci și tot ce vrei. Ele, bă, și luțărni arată. Parau luțărni, puneau ei, aveau straturi, wow. Că acolo aveau cum. Orice se cultive, era pășuni bune. De toate, dar nu, vezi că e sălbătăcie. Pești ar avea, eu scă. Aveai pești cât vrei. Unghița era problemă. Dar cum, dracu, nu puteai să-i scoți? Când intrai pe undeva pe portă, era... Nu te lasa. Hă? Nu te lasa, mă, vezi. Așa, așa. Tu, de exemplu, ca stăpân, dacă vorbeai nouă pe ăsta până în data de nu mi-l treci cu bacul, puteai să-i dau eu 100 de milioane, că nu te treci. Serios? Bă, unde să treci? Nu puteai fugi de la ui. Bă, nu puteai fugi. Am lucrat la mobil. Dar tu nu era ca la ui, știi? N-am stat, nu. Stătea lângă tine să faci? Bă, am de zile asta. Stătea tot în spatele meu, vreau să mă în poate. Du-te, vezi. Era bine că ții în spate. Mai bine urcă-te în spate la mine decât să stai în urma mea aici.
Așa ai, așa ai acolo. Nu la, pot, nu. La privat, n-ai ce. I-am spus, bă, lasă-mă, zic, știi ce, vezi de piesa, ci bătam ni după ușă. Te-am salutat. Ți-ai făcut botă lucrurile acolo? Hă? La strung? Ți-ai făcut botă la strung? Nu, abia am făcut-o. Lăcuită. De corp. Alea nu țin, nu, alea numai ca de ornament, ca de frumusețe. Și pune mai ciobănile tale, pune ciobănii cel mai mult. Cel mai mult? Și la munță, la Mocot și la Înțibleaș. Înțibleaș? Aici în Târgul Lăpuș? Da, la Târgul Lăpuș. La Bistrița e, la Bistrița. Ai și o copilărie până la 20 de ani? La 24 de ani surat? Nu, m-am stat aici, n-am stat numai până la 16. La 16 ai plecat? La 16 ani am plecat în Bănat. Caran Severin. Acolo îți căscând bun ciobănești. Îmi spunea Claudiu ăsta, pe Placovas, la Caran Severin, îmi spunea, doamne, ce câini, da, era mai de mult. A, pe noi ăsta o scâini. Mai bun, ce mai bun câini au fost aici, la în părțile noastre. Da, așa ea, care a fost odată, alte așa ea. Exact, Balani. Albi. Da, Balani, e, Balani așa, păi nu te lăsa cu câine negru la oi, nu, vedeai că ți-l de-ntors ca acum? Păi nu te lăsa cu negru, că să-ți pară oi, n-ai dreptate, așa știu. Te vezi de dreapă, nu te lăsa să te apru. O avut la noi unul și l-a crescut în armată, l-a, dar ce-a rămâncat oi? Scăși, tot oi negru le mânca și el, și el era negru mare. Nu te lăsa nu te cu lăsa câine de-ntors sau cu valea. De-ntors nu e dreapă, că... Da, Nino, bine. Să spar oile ca amul. Într-o mână aveai jordă și într-o mână spar oile ca amul de dronă, mamă, că erai de poznă cu bașii de... Erați... Și câinii ăia albi, cum erau, așa ca și înălțime? Erau mari, robuști sau mai micuri? Acum ăsta aia, cum este albă ăsta de... Bulbuc? Nu, câini, e, bulbuc, cam așa, cam era... Câini, da, mai păroș, păroș, un pic. Păroș, nu gol la păr. Și mai curajos. Nu, că aia, nu te puteai. Bă, nici nu-i țineai ca acum toți copiii să joace cu ei. Băi, luai cu japa, de nevoie venea, dădeai mâncare atât, nu... Cum ai strică? Nu, că te tot joci cu ei și aia strică mult pe cățăi. Da. Joacă asta cu ei, nu știu nimic, mă joc. Nu, asta e. Și în Balta Brăilei, ce prădător ați avut, șacalul sau și lup? Șacalul e mult acolo. Lup nu era. Șacalul. Șacalul omoră și caim. Zopii mai mari ca Mircea. Atât au fost. Să mergi, ai văzut cum prinde cai de pe oare. Pune jos, nu, dar mulți, nu, îi prăpăd acum. La Măureni aici încă mulți șacali. Unde la Măureni? Caran Severin. Caran Severin. E pericol, nu, că turme de ei, nu... Și câini? Nu, câinii nu se iau la ei. Dar și ea nu se iau ca la lucru. N-au miros. Nu mi-e lăsat ca miros. Nu, vine de, numai când dă peste el așa, nu, nu miroasă. Nostru, nu poartă urma câinii deloc. Nu, nu deloc, nu mi-are după el. Numai dacă îl vede înaintea da, lui, da, să duce așa, dar nu, nu-l de ea. Care ți s-a părut cei mai grei munți pe care ai ciobănimie tale? Niciunul. Niciunul, că ai fost tânăr. Bă, nici acum, că-s bătrân, nu. Nu-mi e greu de ei. Aici, dacă... la Bistrița, că-i place mai mult, că o să-i... conversația alta, e vorba mai românească de Bistrița, eu l-am întrebat într-o zi, că și el leagă. E diferența de... De înțelegere, de comunicare. De comunicare asta, de oameni, de... Nu, nu știu. Aici le atrage mai mult comunicare, mai ales cu mine și noi și comunicăm orice, pac. Și noi aici și le atrage mai mult pe el. Le atrage locurile natale, până urmă. Păi natale, dar nu, e diferența de oameni. De exemplu, stăpâni ăștia de poenari ăștia sau ăștia care s-au ridicat, nu de mici. Bătrânii au făcut oameni cum să cade de ăștia tinerie, tot nu știe. Ăștia, cum au zis ăia, cu cinturile la jeep, când se mai dau subvenții, ajung de să spânzără, așa-i? Gata, că... că acum s-au dat subvențele astea, după aia le-au făcut toate cele, păi gata, nu mai... Și dacă mere până ia la ușa aici, până la WC, mere cu mașina, numai. Și când vine așa, dă și gină, și nu? Oho! Serios? Își sutră coșii, nu stau în șase, vadă cum e. Și diferența de ciobănia de aici, din părțile Bistriței și la Banat. Acolo zoa n-ai ce face, că nu-mi poți de cald. Tătă noaptea, unde? Noapte de noapte. Și zoa ce fac cu ele? Stau? Stau, nu mișcă. Așa ziua, merg la cosit, la culoși, la... Nu merg nicăieri, nu te pune să faci nimic. Dacă poți dormi, că-s muștile pe tine și căldura aia... Poți pui de-aia de-astea, role. E o căldură de nu poți sta nici să te atingi pământ. Așa, până n-ai umbră nimic? Unde umbră? N-ai nici un huș? Le-am, mie numai dacă aduce de la
Din păduri, unde-s păduri, nu-i păduri acolo deloc. Asta zic, că n-ai un pic de umbră unde ți-o. N-ai nicio schine să-l vezi. Să-i înșerbântă și baraca rulută și aia. N-ai, nu poți. Mă la ei noaptea, nu, noaptea. Noaptea, așa, asta e ciobănia de noapte. Așa, păi dacă noaptea nu le pornești, ce sunt? Ciobănia de noapte, interesant, cum a spus. Ce? Păi dacă nu le pornești noaptea, el n-ai nu stă ce, nu. Păi el nu stă lângă tine, ce? Nu trebuie să stai, dacă ai, tu ai gustat sau ce, ora fixă, te-o părăsit acolo să te lasă, să da, duc. Păi le bagi în staur, n-ai staur. Nu, băi, e staur, mă. N-ai staur. Și ciobănia de noapte cât dura? Adică o noapte întreagă, până dimineața? De la seara, până la dimineața, la 4. Până într-una mergeai cu ele? Toată noaptea te dea în picioare. Ciobănia de noapte, interesant. Da, bă, e să facem banat, nu aici. Numai banat să faci asta, adică da, numai până zonă. Până acolo, zonele alea, că e căldura mare, de nu, zoa nu mâncau nimic. Zoa le mulgeai și atât. Sara le mulgeai, mâncai și plecai. Și bășița rămânea pășetele meu? Păi acum nu, că depinde care ce avea, bășiță, care cum era. Nu. Nu rămânea nimeni cu ea să o ajute. Vă cea mai dragă meserie. Eram pensionat dacă lucram la CFR-ul, dar n-am vrut putut purta cam aia bonet. N-ai avut pile să întâi la CFR-ul. Am dat examenul la DER, dar n-am vrut să mă duc. Eu am fost la Cluj înscris, la Lia, pe strada Bistriței. Nu fă mai dragi uile ca... Dar eu am fost la profil mecanic. Și uitați că ați ajuns la 42 de ani, nu mă lau. E cea mai frumoasă piesă care nu mă consum, nu mă nervez, nu mă supără, nu mă deranjează, asta nu. Ca să lucru undeva, nu. Să stai omul lângă tine, nu așa. Nu poți așa, nu poți lucra nimic, nu. Așa, pe când erați doi la ui, nu te păza să vadă ce faci. N-am umblat. N-ați umblat doi, numai că singur. Nu, numai singur. Să-mi pașă. Nu am umblat, n-au și la bambu când am fost aici, numai singur. Nu, să fie unul să te păzească. Păi ce, să-l iau pe copilul ăla, să mă tot duc să cobor din vârful muntelui, să-l trezesc, să vie și el încoace. Singur. Și apă întâmplarea aia cu lupul, unde ai avut-o la Mocot, când ai făcut copil? Am fost cioban, nu. La 16 ani, câți ani ai fost cioban? De la 11 ani mult. Șef cioban, cioban, șef. Cioban, cioban. De la 11 ai? La George, la Muscanu, la Mocot. Păi la câți ai început a mulge? De la 11. Atunci ai rămas cioban, nu baie de păcurare. Dar noi se mărea baie de păcurare. Am fost în Coplean, am fost. Copil de mulți, cum e vorba. Am fost în Coplean 3 ani, 4 ani și după aceea m-am dus la munte. Da, pe așa, cioban plin, cum se zice. Plin, păi nu, ce... Meream cu un strungar din rum cu salbe, cu un copil, cu Florinul. L-aveam. S-a pe acolo și la lupci? Ursul m-a zis copilul, nu, era copil cu un pic mai mare ca David. Ca da, Camilu? Camilu, așa, da, era. Eu, copilul era țăpunos, mai șot, că mai șot, așa, așa. O să ia urs. Eu când mi-am dat drumul de pe scaun, peste săci, că nu era lesă ca acum. Dar cum erai la murs? O vine la strungă? Să bate așa? Și ne-a luat-o aia și-o trebuie. O luat-o din strungă? O luat-o din strungă, așa, peste săci. Peste săci, da, că nu era, era crengi. Așa, copciile, cum se pune. Era ca acum. A, nu, glese, ca am cucut. Să te iau braț și să pune o roată. E, și ce poți? Așa, e cruce, așa, să pune, și nu, să pierzi, târzi. O luat-o și când am ajuns, era câini, no. De-aia v-am spus că câinii, tot câinii românești aici la Bistrița, ăștia sunt câini, ui, nu, care au fost, da, acum, care acum s-au tot corcit. Nu cu... la gardele de viteză, cum. La gardele de astea, care... Cum fără... am auzit ăla domnul Ovidiu cu fără păr, fără păr, păi ăștia nu stau. Și vorba așa, ți-o ieșit la... Da. Video, tare. Salutăm pe domnul Lucian, el a spus. Tare a fost faza aia, nici n-am auzit, ce să vătăți cu vorba aia. No. Și ce? Nu ți-o spus la treaba, că cu bulbuca tău. Că plouă, că între voi. Așa, pe ce-a făcut ursul pe șolotul ăia? Nu m-a trântit-o de pământ, o sărit de ea și s-a ridicat în două labe. O lumină de lampă. Și ți-a pus de el, nu? Nu, mă, omule, nu mi-a făcut. Nu, nu te-a stropit. Nu. Nu te-a stropit. Dar mi-a luat vocea. Da, mai am auzit asta, că la mulți ciobani le-a luat vocea, le-a vocea. Adică... E ce-a vocea. Nu, n-am mai spaima putut. Mare, nu? Nu pot spaima, nu mă mai spăr, că ce să mai fac. Nu mi-a apucat. Ce să mai, că pot așa la secul. N-ai băut apă rașă, nici bea rășă, ai recursul de tot. S-a închis vocea, nu, ce? Și apoi la câtă vreme să... La o lună. Da, îmi faci. Și cu zăr șerbințe am vindecat grumază. Cu zăr cal, cum urdești. Dar ai apucat să strigi tare? N-am strigat, ce să mai strig. Am sărit cu bota de acolo, de lângă, cum ia, cum pui și bota. Și eu s-a ridicat numai la picioare și hai, o trântit-o aia de pământ, de tot a făcut-o praf. Luat-o în labe așa și dacă e de pământ.
N-ai, eu nu ui, nu. Dacă n-ai câini. Așa, în haită, câți lupi ai văzut de când umbli la oi? În haită? Da. 11, 12. 11, 12. Unde a fost asta? Hm? Unde a fost? Și aici, la piatră. Când, în februarie. Atunci se umblă ei la... Și nu se da la tine? Nu, se dau, se da. Îți că se da, așa că... Să dau când îngrămădi. Sălbătăciunea nu se dă nici ursul dacă tu nu vieța nu... Am ieșit dacă e zâna calare și... O fă pe plai. Nu, zic, stai este că stau eu și du-te tu, că pe ce iese cu calul la deal. Nu, eu pe cal l-am văzut, că era noapte. Și ți-a dat drum ție ori? Eu s-a dus el în partea dreaptă și eu am luat-o pe plai la deal, că nu era drum ca amul să ieși. Și nu a venit după tine să te... Nu, a te uitai înapoi oricum? Nu, nu. Nu te mai uitai, te frică așa de... Am venit din Țiblea și am venit până acasă. Am plecat seara la 11 și la 4 am fost acasă când a murit bunica. Fără bilet, a murit bunica, am crezut. Am venit călare. Am crezut că fără bilet de voie. Ba, nu, cu calul călare am venit. Bă, zic, te-ai exact. Am auzit că acolo erau mulți lupi în Țiblea. Nu prea era atât de pericol, așa, nu. N-am avut pierdere, să zic, nu. În partea asta de către oricum, Gruș. Oricum, Țâblea și cel mai frumos munte, nu ca să-l vorbesc eu. Mai la plaie, dacă urlă pe plaie la deal, gândești că e hotar aici. La plaie. Munte întins, munte drept, munte... Ca Cămara la noi. Ia, așa e drept, așa, munte fain. Platou mare. Ia, și acolo unei au la poienile zările de-abia ei, erau poiane, era ca aici în stânul așa drept. Bine, mai și pus pavajul, nu vezi? Acum e scândură. Scândură aici, așa e îndreptat, că nu a fost așa drept, dar s-a îndreptat cu da, scândură. Nu, era mult fain, nu, nu. Și nu, e... Acum a devenit asta, ura asta. Și acolo e ură? Nu, acolo nu se da, nu purta ură nici. Acolo e liniște și pașă? Nu, vezi, acum a devenit cu băști, cu prostiile, cu subvențiile, cu... Nu mai ai ajuns banii, banii au ajuns puterea, banii. Eu n-am ținut cont pe astea niciodată în viață. Na, dacă mi-o trebuie la suflet ceva, că alea le iau cu mine, aia am făcut-o, aia o fac, nu? O să iei trei cornile astea, le-a luat, ele, mă, dacă și... O zic și ele, dacă ți le-am dat cadou, lasă, bucură de ele, că pe când, ornament, pe când vreau să le vând, nu le mai șeră nimeni. Ornament, omule, cum? Dar măi, omule, anul trecut am avut mnei cu ele și mnei erau mai leneși. Și am trecut câte sunt giorzani încolo și le-am împins un picoi de vreo 50 de metri. Și au venit unul și au pornit niște bolovan și mi-au omorât 3 oi și 2 mei. Până la următate au murit vreo 5 oi. Faine vacile, oi, nu s-ar vezi. Ce i-am belit aici și unul la acasă o ținut. Ia-le pasă, Evre, hai, lasă. Cum e carnea de țăr crescut aici în munte? Da, bă, după ce ești sătul de toate, toată carnea e bună. Și de urs, dar nu-l putem prinde. De urs, dacă l-am prinde, am face numai friptă. Nu, dar pe Mircea ăsta slăbănăm, nu-l poate prinde. Mistreț, o da gripa aviară, că am murit. Trebuie să ne bazăm pe propria noastră experiență. Ce-i ba mă cățelul? Am avut și ți-am lăsat câte o miel, așa e pe timp de vară. A, bine, dar amul nu se mâncă carne. E sătul de carne, cum i-ai zis și anul trecut, că ești cam sătul. Mai bine facem dărdețe. Am nici de mocriș nu facem zamă, dar zis o late, dacă ne-am duce de acasă, facem ce? Amul la bază păstăile. Legumele care s-acumă. A, bine, nu prea e o zi dacă nu mâncăm carne. Avem și frigiderul ăsta, o săptămână rezistă. După aia s-ar siguranță de o săptămână încolo. Hai, Severe! Așa ce dai din cap? Asta se culcă, ăștia încă nu le-o porni, văd. Dar și-ai numai așa, să ne poți să ai nu-ți pornite. Până la ce oră le porniți noaptea? He? Până la ce oră le țineți în pornire? Până se satură. În jur, de nouă. Când se satură de ne mai mâncă, ce vreți să facem cu ele? Domnule, am băgat cu pompa forțată. De-am putea le-am îndopa ca pe gâștă, dar nu putem.
filmez pe YouTube acolo. Să-i doborâm la toamnă, așa să aibă pe toți. Oile-s faine, n-ai ce să zici. Nu ți-ar plăcea să-ți iei profile pe altă rasă? Nu mai mă schimb, am că-s bătrân de-am pe ce rasă. Astea s-a adaptat după zona asta. Da, 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 e corect. Să învățate și ele cu mine și eu cu ele. Și de-ați mai năpârcoasă, eu le știu talentul. Așa este, vai năpârcoasă. Când se popreze, nu mai vreau să margă, pot să le șu, omor, nu mai merg. Năpârcoasă la ce vă referiți? Nătângi, niște oi nătângi. Când își pun carul într-o dungă, apă nu mai poți pune pe roate, nici cum. Trebuie să te năcăjești câte un ceas, două, până așa. Să se mai pornească, să mănânci. Să... Și ai zis că înainte coborai în vale, nu pe aici pune acum, aici în, în jos, pe aici pe sus, nu? Pe la culme? Se cobora mai de mult, nu? N-am prins eu, după aici s-a făcut drum mai de mult, așa cobora cu brânza. Dar venea Leșani din ciură oncului. Aici făcea pe pas să țăiele alea de Leșani. Cobora în Valea Vinului. Deci asta n-am, cu oile trec și acum Leșani așa să țăiele, dar nu mai... Au, bine, nu pot să... Brânza pe cai am coborât-o și noi dincolo, că n-a fost drum, la gura ploaiului, pe magari, pe cai, cum? Am tăiat o vacă odată, că mi s-a îmbolnăvit. Am pus carnea pe măgare, pe ăsta. Și m-a pus dracu și am spălat-o în izvor, că s-a mai făcut din sa. Și-a pus să băga ceatră în ea. Și-a pus toată trei curățită și ăsta, până ne-o dat cât ne-o dat. Eu ca să o spăl să și e curată, când a venit ăla după aia, că am făcut rei cu unul. Am spălat-o în izvor, știi? Și nu, o luat ce trebuie de asta de munte și... Dai bă, că s-au mâncat ăștia, sta să-l omoare pe lui Gabriel Auto. Paisprezece ani are vacasă. Paisprezece, pulul pe laia, jețelul bun, tot și spate, nu-i tot. Bătrân am luat-o, eu și tot bătrân așa bun. Și oameni de pe șase, cred că. Tu că mi-e frică de ei, că mie nu mi-e frică de ei. Da,